Socialdemocrații dâmbovițeni își întăresc organizația cu forțe proaspete. Organizația UNPR de la Văleni a decis să demisioneze în bloc pentru a veni alături de PSD Dâmbovița. Mă simt foarte bucuroasă că fac parte din această echipă de adevărați oameni cu inimă și suflet. Mă numesc Sandu Maria, președinta organizației comunale a Comunei Vlădeni, UNPR. Am hotărât, împreună cu cei 500 de membri, să demisionăm în bloc, adică toată organizația și inscrierea în organizația PSD a Comunei Vlădeni, începând exact cu data de 12 noiembrie 2015, adeziuni care sunt predate la organizația județului Dâmbovița. Poate vă puneți o întrebare, oare ce este cu mine? Care ar fi cauza care m-a determinat? Cauza care m-a determinat nu este alta decât o cauză foarte reală, și anume atitudinea sfidătoare, lipsa unei structuri politice, ideologice, fără sintagma interes național, așa cum domnul Gabriel Oprea ne-a întruchipat-o din anul 2010, de când eu am constituit această organizație de partid. Deci, munca mea a fost o muncă foarte aprofundată, cu suflet și exact cu interesul național al cetățenilor din Comuna Vlădeni. Motivele pentru care Maria Sandu a decis să treacă de partea socialdemocraților dâmbovițeni sunt simple. Nu se manifestă acel spirit de interes național, ci mai mult am observat interese personale sau de grup a acelui partid. Fapt ceea ce nu este normal. Având în vedere că sunt cunoscută de toți colegii mei de la UNPR, de la toate organizațiile locale din județul Dâmbovița, îi rog foarte frumos să-mi urmeze pasul. De ce? Vor deveni puternici, stăpâni pe deciziile pe care le iau din punct de vedere politic. O altă surpriză la PSD Dâmbovița este reîntoarcerea în sânul organizației a lui Dan Sprânceană.